Prețuri bune, marfă de calitate, clienți puțini. Aceasta este imaginea din piața amenajată special pentru comercializarea cărnii. Fermierii sunt dezamăgiți de vânzări, aruncând vina pe regulile impuse de starea de urgență. Anul acesta, carnea de miel ajunge la 25 de lei kilogramul. Prost merge, nu are lumea bani, zici că dau numai cu bucățile, nu s-a dat niciunul întreg, numai sferturi. Asta este, să ia câte o pulpă, câte un sfert, câte organe, ce poate pentru drog. Altceva, nu merge. Prețul este bun de alți ani, față de alți ani, dar vânzarea este foarte slabă. Bătrânii au acces foarte puțin, doar 2 ore și speranța noastră era la ei. Mulți buzoieni nu concep masa de Paște fără carne de miel, așadar sunt dispuși să dea din buzunar cât este nevoie pentru a-și potoli foamea. Dăm, dacă e pofta mare, măcar să ne alinăm acolo. Crescut toate prețurile, numai carnea de miel. Asta e viața. Așa trăim. Ne strânge pe toți grămadă, ne dă drumul de la 11 la 13 să ne găsim toți. Omul când îi întezi ceva și îi impui, atunci face mai rău. Când face de la sine putere așa, se ferește. Pentru siguranța sanitară, buzoienii sunt sfătuiți ca în fiecare an să cumpere carne de miel din locurile autorizate, iar persoanele care vor să aibă pe masa de Paște preparate din carne de miel trebuie să evite aglomerația și să poarte mănuși și măști de protecție. În acest context al pandemiei au crescut vânzările pe internet, unde prețul unui kilogram poate fi și cu 20% mai mic.